Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Astăzi vreau să vorbim despre parfumuri tropicale, însă înainte de toate nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți clipurile mele cu prietenii voștri pentru că mă ajută foarte mult asta și ajută acest canal să fie descoperit și de alți pasionați de parfumuri sau de către alte persoane care caută content de genul acesta. Apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când eu postez ceva nou și nu uitați să lăsați și un like. Haideți să trecem la parfumuri. Inițial am vrut să fac un video despre parfumurile către care am întins mai mult mâna anul acesta. Mă refer la parfumuri din această categorie de parfumuri tropicale. Dar m-am gândit că nu este prea corect să fac asta pentru că am multe parfumuri tropicale în colecție și vreau să vă povestesc despre fiecare în parte, nu o să intru foarte mult în detalii, însă vă spun așa câteva cuvinte despre fiecare și asta pentru că sunt toate îmi plac, toate parfumurile pe care le am îmi plac. Am întins mâna mai mult înspre parfumurile mai noi, parfumuri pe care le-am descoperit anul acesta, în această vară, și m-am bucurat mai mult de ele, dar asta nu înseamnă că restul parfumurilor le-am dat deoparte sau nu-mi plac. Sunt și câteva parfumuri la care vreau să renunț pentru că am prea multe din această categorie și nu apuc să mă bucur de ele. V-am zis că am și descoperit alte parfumuri, vreau să mai descoper și altele și atunci eu mereu încerc să dau din colecție să mai descoper și altele și o să vă arăt. Deci avem și un mic declutter. Vreau să vă spun despre favorite. Am mai făcut un video cu parfumul cu cocos, cu top 5 parfumuri cu cocos de anul acesta, parfumurile care m-au încântat mai mult anul acesta. Și îl găsiți pe canal, o să vi-l pun și în descriere dacă vreți să-l găsiți mai ușor. Le-am inclus și pe ele aici, să înțelegeți de ce, pentru că vreau să vă arăt și favoritele, însă de această dată vreau să vorbim despre parfumuri florale, tropicale, florale, fructate, cu flori, cu ilang ilang, cu ananas și așa mai departe. Așa că haideți să începem pentru că sunt destule parfumuri aici lângă mine despre care să discutăm. O să încep cu unul mai nou în colecția mea, dar de care m-am bucurat foarte mult în ultima perioadă. Cred că am dat lumina prea multă luminozitate, nu-i așa? Gata, am rezolvat. Deci, Last for Sun de la Juliet Hezegan. Este un parfum cu multe, multe flori, dar totodată se simte o aromă de suc. Este luminos, este totodată foarte floral, dar și suculent. Are o combinație de fructe, flori și cred că are și un pic de cocos, dar în mare parte este un buchet floral. Acest parfum miroase a vară, miroase a vacanță, miroase a răsărit. Mi se pare un parfum perfect pentru zi și vă recomand să-l testați pentru că partea aceea florală poate fi destul de impunătoare și trebuie să vă placă. Totodată s-ar putea să mai aveți în colecție parfumuri care să se ducă în zona asta, deci trebuie să-l testați înainte să-l cumpărați, eu asta vă recomand. Bine, trebuie să le testați pe toate înainte să le cumpărați, dar la unele chiar trebuie să aveți mai multă grijă. Haideți să trecem mai departe la unul dintre parfumurile mele preferate cu cocos din ultimii 3 ani. Este vorba despre Coco Vanille. Mă reprezintă parfumul acesta, dacă ar fi să aleg unul cu cocos dintre toate pe care le am eu, l-aș alege pe acesta pentru că este un parfum puternic, este dulce, este și floral, are niște flori galbene, cred că ilang ilang sau, mă rog, flori tropicale.
Avem și o combinație de cocos cu flori, un miros foarte, foarte plăcut, dar îmi place că persistă foarte bine și este și dulce. Știți că mie îmi plac parfumurile dulci vara. Are un pic și un iz de loțiune de plajă, deci are un iz de genul acesta. Anul trecut nu cred că îl percepeam așa, dar așa mi se pare că miroase acum. Îmi place în continuare, este unul dintre favoritele mele. Deci, de fapt, aș putea să spun că este parfumul meu preferat cu cocos. Un alt parfum pe care l-am purtat destul de mult anul acesta este Iara. Pur și simplu îmi dă o stare bună parfumul acesta. Este un parfum cremos. Oh, da, 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 da. Este moscat, este clean, este fluffy, miroase și a cocos, miroase așa ca un milkshake, parcă este lactonic, ca o spumă de lapte cu cocos, dar și cu ceva fructat, cu o prăjiturică. Da, este un parfum perfect de zi cu zi, unul dintre parfumurile mele tropicale preferate de anul acesta, vă zic, preferate, favorite, mă rog, pentru că am întins mâna destul de des după el și v-am zis că este vorba de preferințe de anul acesta. Un alt parfum tropical este Fame Parfum. Pe acesta l-am descoperit recent, chiar l-am testat recent într-un video și recent a și intrat în colecția mea. Fame Parfum, oh, ce bine miroase! Este dulce, are aroma aceea de mango, dar totodată este un parfum floral și seducător, destul de intens și sexy. Deci îl văd un parfum de seară. Bine, voi puteți să-l purtați când aveți voi chef. Vă spun așa să vă faceți o idee că nu este parfumul acela tropical pe care să-l porți la, nu știu, la terasă, la piscină sau... Mi se pare mai elegant, este o iasomie foarte frumoasă acolo care se simte. Totodată este un parfum dulce, v-am spus, se simte și mango până la sfârșit. Are și o bază ceva mai caldă și e superb, superb. O să-l port tot anul. Este un parfum pe care pot să-l port tot anul. Un alt fel de parfum tropical. Trecem la un alt parfum pe care nu îl mai văd așa foarte mult băgat în seamă, cel puțin pe internet. Poate că nu se mai găsește varianta veche și din cauza asta lumea a renunțat să îl mai cumpere, să-l mai poarte. Dar eu am varianta veche și mă bucur de aceasta. Este vorba despre Hipnoz de la Lancôme. Un parfum unic. Unic. V-am mai spus și în alte clipuri că iubesc parfumul acesta. Și este posibil ca și varianta nouă să nu mai fie atât de intens, de puternic, de persistent. Poate s-a schimbat și mirosul, aroma, mă rog. Dar, vai de capul meu, este un parfum dulce, dar tropical, are floarea pasiunii, se simte și o aromă de flori tropicale, mi se pare și elegant. Este o aromă pe care eu nu am mai întâlnit-o niciodată. Are ceva tropical, dar ceva ce nu ai mai mirosit niciodată. Nu miroase a fruct, a un anumit fruct. Nu știu cum miroase floarea pasiunii, pentru că nu, dar este dulce, fructat, floral, tropical, ceva ce de pe altă planetă, nu știu, este superb parfumul acesta. L-am mai purtat eu în această vară, nu pot să zic că l-am purtat foarte mult, însă e minunat parfumul acesta. Chiar să-mi spuneți și voi dacă îl mai aveți în colecție, dacă aveți o variantă nouă și cum vi se pare, dacă sunteți mulțumită de varianta nouă, dacă mai este la fel ca și acesta, uitați-vă ce culoare are.
are multă vanilie. Și este o variantă veche și elegantă. Este un parfum foarte, foarte elegant. Este foarte feminin. Este dulce, este tropical, dar unic. O aromă pe care v-am spus, este o aromă de pe altă planetă. Mai am eu în colecție un Frangipani Flower de la Jo Malone, un parfum pe care l-am pus deoparte, mai am aici câțiva mililitri. L-am pus deoparte să-l port anul acesta și să nu mă mai lovesc de sticla aceasta. Am mai multe parfumuri care, pe care vreau să le consum, pentru că mai au câțiva mililitri, vedeți că și aici cred că mai sunt 10 mililitri, dacă nu mă înșel. Frangipani Flower este un parfum cu flori galbene, un parfum floral de vară ușor. Nu pot să zic că mă dă pe spate. Este un discontinuat pe care, sinceră să fiu, nu o să-l plâng prea mult pentru că nu mă nebunește. Avem lămâie și note solare în deschidere, Frangipani, Asomie și Ylang Ylang în mijloc și în bază avem santal și benzoin. Mult, mult Frangipani, în unele parfumuri este chiar enervant, deranjant. E frumos, dar anul acesta nu prea mă duc în zona asta de parfumuri atât de florale. Îi lipsește ceva, ceva juicy, uite, de exemplu, cum este Last for Sun, este și el un parfum floral, dar totodată are ceva juicy acolo, ceva vesel, nu știu. Ce nu găsesc eu în Frangipani Flower este chiar un parfum floral cu mult frangipani și Ylang Ylang, cam liniar, nu pot să zic că este wow. Kirche, v-am tot povestit despre el, este unul dintre favoritele mele de anul acesta, l-am și descoperit anul acesta și mă bucur foarte mult de parfum. E puternic, este țipător, este fructat, are fructul pasiunii, este tropical. Tot ce mi-am dorit de la un parfum anul acesta găsesc în Kirche. Deci este unul dintre favoritele mele. Apoi, un alt favorit, un parfum care m-a dat pe spate este Sex and the City Neroli de la Francesca Bianchi. E un parfum care miroase a ananas, este un pic animalic, este sexy, este dulce și o aromă, din nou, o aromă pe care nu o întâlnești în orice parfum, este minunat, minunat, minunat și foarte, foarte puternic, este extract de parfum. Apoi, ce am mai iubit eu foarte mult anul acesta? Nude, La Noi Trezor Nude, un parfum de la Lancôme cu cocos, un parfum cu vanilie și cocos foarte, foarte elegant. Are și un pic de trandafir acolo, dar este deosebit parfumul acesta și aș putea să-l pun în top 5 parfumuri tropicale de anul acesta. Oricum, el este și în clipul cu top 5 parfumuri cu cocos. E minunat, este foarte elegant, este foarte feminin. Miroase minunat. Mai am în colecție o variantă veche de Bronze Goddess, Azure Soleil. Tom Ford, este făcut de Tom Ford, este o variantă veche. Nu l-am purtat prea mult anul acesta pentru că am avut altele, însă miroase foarte, foarte, foarte bine, este foarte aromat. Da. Un parfum de vară cu cocos. Este și dulce, este și floral, este și citric, are o deschidere citrică, dar este foarte, foarte aromat. Are portocală, are flori, cocos, caramel, santal. Mă rog, l-am purtat, dar nu foarte mult, însă acesta rămâne în colecția mea oricum.
Dar vreau să renunț de la Estee Lauder la Bronze Goddess Azur. Asta pentru că nu apuc să le port și o să renunț la acesta. Îl am pe acesta în aceeași direcție. Bine, aici avem mai multe flori. Avem neroli. Avem și cocos. Este o combinație frumoasă, dar v-am zis că vreau să mai descoper și altele și trebuie să renunț la parfumuri din colecție pentru a descoperi și alte parfumuri. Mai am și alte parfumuri cu neroli. Bine, nu sunt ele așa cum este acesta, cu flori și cocos, dar și proaspăt totodată, foarte apos. Parfumul acesta mă duce cu gândul la mare, pentru că l-am și avut cu mine. Cred că, nu știu dacă l-am avut anul acesta, dar anul trecut l-am avut sigur. Deci vreau să renunț la acesta, mă gândesc eu. Vreau să mai renunț la Serendipity de la Rituals, chiar dacă este un parfum discontinuat, este un parfum care te duce cu gândul la spa. Miroase a cocos, dar este și proaspăt totodată. E în genul parfumurilor de la Rituals. Toate te duc cu gândul la spa, la relaxare. Este un parfum cu o deschidere de pară și gheață. E destul de diferit. Nu am mai întâlnit din nou un parfum cu aroma asta, doar că nu prea am întins mâna după el și zic eu că dacă n-am întins mâna după el, poate o să-l caut sau poate nu. Habar nu am, doar că vreau să mai renunț la unele. Nu apuc să le port și este păcat de ele. În mijloc avem flori albe, ulei de monoi, floare de tiare. În bază avem santal și cocos. Este un parfum interesant. Mă gândesc, da, după cum vedeți, mă gândesc dacă să renunț la toate, pentru că mi-e greu să mă despar de ele, dar totodată vreau să mai descoper și altele și nu vreau să strâng, să umplu casa de ele, deși nu mai am. Un alt parfum din colecția mea tropical este o lansare nouă de la Pepe Jeans. Este vorba despre Pepe Jeans Addictive. Are în deschidere mango, pară și bergamot. În mijloc avem gardenie, floare de portocal și ambră. Iar în bază avem mosc, santal și cedru. Nu știu ce să zic, pentru că nu l-am purtat foarte mult, însă mă duce cu gândul la Fame, la original, pentru că mi se pare mai fructat, mai juicy decât este Fame Parfum, pe care îl văd mai elegant și mai de seară. Așa văd și originalul Fame, mai luminos, mai de zi. Să știți că miroase tare bine acesta. Este un parfum cu ananas, dar totodată este un parfum feminin. Este un parfum frumos, îmi place, este potrivit pentru vară, un parfum de zi cu zi și nu numai pentru vară, pentru că e un parfum dulce, fructat. Miroase tare, tare bine. Nu l-am purtat foarte mult, așa că o să mai vorbim despre el, însă rămâne în colecția mea. Mai am în colecție Nuxe Prodigieux Absolut de Parfum, pe care l-am văzut recent pe undeva, pe Vivantis, dacă nu mă înșel. Cred că pe Vivantis l-am văzut. Este foarte puternic, este un ulei absolut de parfum. Este cu vanilie, boabe tonka și floare de tiare. Deci este un tropical, elegant, vanilat. Miroase a piele bronzată. A piele bronzată și eu l-am folosit împreună cu uleiul sclipicios. Nu știu cum se numește acela, că nu l-am pe aici pe lângă mine. Dar am uleiul cu particule strălucitoare de la, tot de la Nuxe, pe care l-am folosit pentru că mi se pare că evidențiază bronzul și arată bine, mai ales seara. Trebuie să vă spun că am folosit uleiul acela mai mult ziua
și mi se pare că pielea arată foarte bine, parcă bronzul este evidențiat, dar l-am folosit și seara. Și sclipește de zici că ești plină de diamante, asta pentru că nu-l purtasem niciodată seara și nu știam cum se vede așa la o lumină artificială, dar se vede. Îmi place că este un ulei, deci mă refer la cel cu particule strălucitoare de la Nuxe, o să vă pun pe ecran o poză. Este un sclipici foarte fin și se vede foarte frumos, foarte, foarte frumos. Cred că pentru un eveniment este perfect acel ulei. Și da, eu l-am folosit împreună cu acest Nuxe Prodigy absolut de parfum. Mi se pare o combinație bombiță, super, super sexy. Rămâne și el în colecția mea. Și ultimul parfum despre care vorbim noi este Ajaib Dubai de la Latafa. Un alt parfum cu mango, un parfum foarte fructat care are și ceva verde acolo. Nu pot să zic că am fost foarte atentă la acesta. Nici nu am întins prea mult mâna după el pentru că prefer eu mai degrabă parfumuri tropicale care au și niște flori, care au mai multă eleganță. De exemplu, mai am parfumuri tropicale de la Escada, pe care nu le-am mai folosit de vreo 2 ani, dar le țin în colecție, pentru că nu se mai găsesc și i le-am dat fetiței mele. Ei bine, și acest Ajaib Dubai mi se pare un fructat, un fructat unisex, aș putea să zic. Îmi plac mai mult tropicalele astea ceva mai elegante, până și acest adictiv de la Pepe Jeans este ceva mai floral, mai girly, așa, mai elegantuț, sau ce să mai zic, de hipnoz, adică și acesta mi se pare un pic mai elegant, Coco Vanille, și Sex and the City Rolling, nu mai zic, este total altceva. Ajaib Dubai este un fructat, fructat. Pentru mine, anul acesta pot să zic că i-a lipsit ceva. Mă gândeam să-l schimb cu Oud & Glory, cum se numește, Al Haramain, nu știu exact cum se numește, dar o să vă scriu pe ecran, pentru că mi-l doresc și pe acela în colecție și am zis să nu mai cumpăr altul, măcar mai facem un schimb. Pe Ajaib Dubai l-am purtat foarte mult atunci când l-am cumpărat, am fost foarte încântată, mi-a plăcut foarte mult, după cum vedeți l-am folosit ceva când l-am cumpărat, dar apoi parcă nu mi-a mai plăcut atât de mult, așa se întâmplă și nu știu ce să fac, sunt între a-l da la schimb sau poate, nu știu, poate nu o să-l dau, poate să-l păstrez. Nu știu ce să zic, spuneți-mi și voi. Poate o să-l caut, poate o să-l caut și nu o să-l mai găsesc după, pentru că este un parfum bun, pentru prețul lui este un parfum bun. Dar nu mă mai încântă pe mine atât de mult, l-am și purtat. E bine, cam așa stau lucrurile cu parfumurile mele tropicale. După cum ați văzut, renunț la... Vreau să renunț, nu știu dacă o să reușesc să fac asta. Vreau să renunț la cele 3 parfumuri. Rituals, Serendipity, Ajaib Dubai Portrait și Bronze Goddess Azur. Bronze Goddess Azur nici măcar nu se mai găsește, nici Serendipity, nu știu ce să fac, mă mai gândesc. Favorite, favorite, da, favoritele favoritelor, deja am postat top 5 parfumuri cu cocos, haideți să vorbim și despre altfel de favorite. Hai să zic, un top 3 de anul acesta avem Last for Sun, Kirche și Sex and the City Rolling. Cam așa, și un parfum de zi cu zi acest Iara, un parfum de seară
este Fame Parfum, nu că vă găsesc favorite din toate categoriile și cam atât. Cam atât. Anul acesta pot să zic că înspre ele am întins mai mult mâna. Și chiar să-mi spuneți și voi ce parfumuri tropicale v-au plăcut foarte mult anul acesta. Am văzut că a postat și Andra două clipuri cu parfumuri de vară, parfumuri tropicale, fructate. Duceți-vă și la ea pe canal să mai vedeți și alte idei. Noi ne vedem în curând cu un video nou, abonați-vă și dacă doriți puteți să deveniți și membri. În comunitatea de membri postez chestii care să vă ajute pe voi să faceți cele mai bune achiziții parfumate și la prețuri super, super bune, dar o să mai și postez din când în când clipuri suplimentare. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!